Dimineața, într-adevăr, dacă zilele anterioare candidații au susținut primele probe scrise și anume cea la limba și literatura română și proba obligatorie a profilului, astăzi a venit rândul probei scrise la alegere a profilului și specializării. La examenul de bacalaureat din acest an s-au înscris aproximativ 133.000 de absolvenți, adică 3 pe 4, ceea ce înseamnă un număr mult mai mic față de anul trecut. Mâine bacalaureatul continuă cu proba la limba maternă, iar primele rezultate vor fi afișate pe 5 iulie până la ora 12. În aceea zi pot fi depuse și contestațiile. Acestea vor fi rezolvate în perioada 6-9 iulie, atunci când vor fi afișate și rezultatele finale.